Medicii de familie, dar și cei din spital nu au altă soluție decât să se bazeze pe declarația pe care asiguratul o dă. Acesta declară pe propria răspundere că nu este internat în aceeași perioadă când beneficiază de servicii de medicină de familie. Însă puțini OLTEN dau dovadă de responsabilitate. Controalele efectuate de Curtea de Conturi au relevat sute de astfel de situații. Astfel s-a dispus recuperarea banilor. În prima fază, medicii de familie au fost cei care s-au văzut nevoiți să returneze fondurile primite pentru serviciul medical raportat aferent pacientului în cauză. Apoi urmează asigurații. Situațiile de acest gen trebuiau să înceteze odată cu apariția cardului național de sănătate, lucru care însă nu s-a întâmplat. Nu este rezolvată problema din punct de vedere al cardului, pentru că ne așteptam ca în momentul în care apare cardul să apară, în momentul în care se introduce în cititorul de card, semnalizarea că el este internat, din păcate acest, acest lucru nu apare. Trebuie în continuare să ne bazăm pe declarațiile pacienților. Noi suntem obligați să punem în aplicare măsurile dispuse de curtea de conturi. Asta înseamnă că va trebui să recuperăm banii fie, de la spitale, fie de la medici de familie, fie de la asigurați. Sumele nu sunt foarte mari, dar sunt foarte greu de recuperat. De exemplu, la pensionarii care au uh, o pensie foarte mică sau o sume de recuperat foarte mici de ordinul la 10 sau 12 lei, în urma controlelor efectuate, reprezentanții casei de asigurări de sănătate dispun recuperarea banilor cheltuiți de două ori pentru același asigurat. Însă nu puține sunt cazurile când suma datorată este de câțiva lei. Costurile procedurii de recuperare pot depăși chiar câteva sute de lei. O altă problemă cu care ne confruntăm este recuperarea sumelor de bani acordate pe pensionarilor cu pensii peste 700 de lei, cu venituri peste 700 de lei și aici sunt probleme foarte mari pentru că uh, sunt sume de ordinul uh, pornesc de la 6 lei până la... Um, 800 de lei sau 1000 de lei. La cei cu 1000 de lei înțelegem rostul unui proces, la cei cu 6 lei, cu 7 lei, cu 10 lei, cu 15 lei, deja situația se complică în sensul în care dacă avem un asigurat din corabia care sunt de 6 lei, să-l le acționeze încecat pentru 6 lei, numai drumul până la corabia costă infinit mai mult decât, decât suma pe care trebuie să o dea asiguratul. În cele mai multe situații, asigurații au de returnat sume cuprinse între câteva zeci de bani și câteva sute de lei. Cea mai mare sumă se ridică la puțin peste 1000 de lei. În ceea ce privește medicii de familie sau unitățile sanitare, sumele de recuperat sunt ceva mai mari, însă nici în această situație sumele nu depășesc 5000 de lei.